Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care se găsește la Coloseni, la capitolul 3, începând cu versetul 16, pagina în Biblie 1157. Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul, cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătate pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, așa cum știm din zilele trecute, din săptămânile care au trecut, tema pe care am avut-o în biserica noastră a fost la începutul lunii părtășia cu Dumnezeu, apoi de duminică încoace a fost părtășia în familie. Este un lucru, am spune noi, ușor, să ai părtășie. Foarte mulți dintre noi probabil am simplifica lucrul acesta la un timp în care ne plecăm pe genunchi și ne rugăm înainte de masă sau înainte de culcare, l-am numit părtășie. Însă dacă vom căuta să definim noi termenul sau dacă vom căuta să înțelegem ce a fost în inima lui Dumnezeu atunci când s-a gândit la părtășie, când s-a gândit la a avea părtășie omul cu Dumnezeu sau ce înseamnă pentru Dumnezeu cuvântul părtășie, vom vedea că înseamnă mult mai mult decât îl percepem sau decât îl punem noi în practică. Mai mult decât atâta, este un lucru greu să vorbești despre părtășie tocmai din pricina faptului că foarte mulți dintre noi pare că suntem familiarizați cu termenul de părtășie, știm ce înseamnă părtășie sau vom intra în conflict datorită faptului că, măcar că e atât de simplu de înțeles, este atât de greu de pus în aplicare sau atât de greu de înțeles de unii dintre noi, ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Când vorbim despre părtășie în familie, totdeauna ar trebui, cred că, să ne întoarcem la origini. Termenul de părtășie sau ideea de părtășie a omului nu a fost ideea omului, ci a fost ideea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om în grădina Edenului, vedem acolo că Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam, și la un moment dat spune: nu-i bine ca omul să fie singur. Spuneam că dacă vom defini termenul de părtășie, părtășie mai înseamnă și comuniune, mai înseamnă a împărți cu cineva, a împărți. Înseamnă contribuție, adică înseamnă să punem lucrurile împreună, aduc și eu, aduci și tu, pun și eu, pun și tu, contribui și eu, contribui și tu, muncesc și eu, muncesc și tu, facem lucrurile împreună. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să contribuie, să facă, să aducă, să se ostenească cu ceva. Ori atunci când vorbim despre părtășie, spuneam că a fost inițiativa lui Dumnezeu. În grădina Edenului Dumnezeu l-a creat pe Adam și dincolo că i-a făcut un ajutor potrivit cu care probabil Adam avea părtășie, cuvântul lui Dumnezeu ne-ar lasă să înțelegem că acolo Dumnezeu spune că în răcoarea zilei venea și se întâlnea cu omul. Părtășia a fost întreruptă în momentul când Adam și Eva au păcătuit. Și cred că una dintre piedicele care au rupt părtășia a fost tocmai păcatul lor. Pentru că atunci când Dumnezeu, după ce au păcătuit și au ajuns la cunoștința faptului că au încălcat legea lui Dumnezeu, s-au ascuns și atunci Dumnezeu a venit și a căutat și a spus: unde ești, Adame? Și nu la întâmplare Dumnezeu îl strigă pe Adam. Măcar cunoștea tot ceea ce s-a întâmplat. Îl întreabă: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva, nu? Spune: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine. Adam știa de ce Dumnezeu i-a dat soție, Adam știa de ce Dumnezeu, unde ar fi trebuit să stea soția lui. Spune în Geneza, în capitolul 3, cu versetul 12, lucrul acesta: femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Am numit mesajul din seara aceasta gândul pe care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră: pericole în calea părtășiei.
Dacă s-a vorbit despre părtășie duminică și ce înseamnă părtășie, ce înseamnă să stăm lângă Dumnezeu, ce înseamnă să avem părtășie cu Dumnezeu, ce înseamnă să avem părtășie în familia noastră, noi ca soț, soție și copii, aș vrea ca în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră cel puțin patru lucruri care le-am socotit eu mai des întâlnit între noi, pericole care ne fac să știrbim părtășia noastră ca familie, ca individ, ca tată, ca mamă, ca soț, ca soție și copii împreună. Unul dintre lucrurile care l-am găsit eu, că cel mai adesea frânge părtășia noastră unii cu alții în familia noastră, este tocmai lipsa alocării de timp. Se amintea și la timpul de rugăciune că de multe ori devenim foarte grăbiți, nu ne mai ajunge timpul, măcar că multe lucruri care le facem în zilele noastre. Avem atâtea lucruri la dispoziție că le facem mai repede decât le-au făcut poate înaintașii noștri. Încercăm să grăbim lucrurile, dacă pot să spun așa, încercăm să terminăm unele lucruri și ne grăbim spre altele. Și măcar că ne grăbim, măcar că este secolul vitezei sau cum îl numim noi, în locul familia este definită sau este lucru cel mai frumos, lăsând spiritualitatea la o parte, familia, nucleul de bază pe care Dumnezeu l-a alcătuit, soț, soție și copii, pentru că vorbim despre părtășia în familie, este lucru cel mai frumos pe care Dumnezeu l-a putut să-l facă pe pământ. Frumusețea nu este natura pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, lucru cel mai frumos. Nu sunt apele, nu sunt munții, ci este omul care este cununa creației lui Dumnezeu. Și lucru cel mai frumos pe care Dumnezeu ne l-a dat, dacă aș putea să spun nouă, ca tați, ca părinți, ca responsabili primari înaintea lui Dumnezeu de familia noastră, tocmai în lucru cel mai frumos, în lucru cel mai de căpătâi, în locul cel mai important de pe planeta asta, îl neglijăm. Părtășia cu familia noastră nu este o opțiune. Noi nu ne vom putea scuza înaintea lui Dumnezeu să spunem că n-am avut timp, pentru că am citit aici în Coloseni că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea lui. Ca unii care știți că veți primi răsplata de la Dumnezeu. Dumnezeu, nu te vei putea scuza înaintea lui să spui am fost șofer pe locomotivă și am avut timp puțin să stau cu familia ta. Responsabilitatea ta ca tată, ca mamă, îți revine ție, copiii tăi care Dumnezeu ți-a dăruit, îți va cere Dumnezeu socoteală ție de ei și mie de ai mei. Nu vom putea găsi scuze din acestea ieftine să spunem că n-am avut timp. Dacă avem și vom da importanță unui anumit lucru, îi alocăm și timp. Pentru că timpul nu e altceva decât unitatea aceea de măsură sau lungimea aceea de măsură pe care Dumnezeu ne-a dat-o la fiecare dintre noi, 60, 70 sau 80 de ani, și se numește viață. Și din viața aceea fiecare dintre noi rupem câte o bucățică și începem să o punem pentru lucrurile pe care noi le considerăm importante. Și dacă familia o vom găsi un domeniu important din viața noastră, îi vom aloca timp. Pentru atâtea lucruri ne dăm silințele să fim buni, să fim promovați, să fim văzuți bine, să nu ne facem de râs la locul de muncă, să ne facem, să fim promovați dacă se poate, să fim văzuți cu buni, oriunde, la sport, în toate domeniile vieții noastre, ne dăm silințele să fim, dacă se poate, numărul unu. Și în familie, în locul în care avem valori eterne, avem copiii noștri, avem soția, avem nucleul de bază, aș putea să spun, al societății din ziua de astăzi, cu mai mult. Mai mult decât atât, familia niciodată n-a fost asaltată de atâtea duhuri demonice decât este asaltată astăzi. Cum vom putea noi să facem față atâtor atacuri demonice? Prin ce sau cu ce forță vom reuși să stăm înaintea săgeților celui rău dacă noi nu avem un timp de părtășie cu Dumnezeu? Și timpul acesta de părtășie poate să fie timp de sfătuire, timp de rugăciune, timp de citirea Bibliei, timp de a sta de vorbă, să cunoaștem preocupările soțului, a soției, a copiilor noștri. Înseamnă multe, multe alte lucruri și vom deveni creativi dacă îi vom da importanță, vom găsi soluții, vom putea împreună să-L rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze. Se amintea și la timpul de rugăciune că de multe ori probabil venim de la servici, venim epuizați, venim în grabă de pe un drum și plecăm pe altul. Alocăm timp în toate domeniile. Avem timp pentru casă, pentru mașină, pentru haine, pentru sport, pentru să arătăm bine, să mâncăm bine, pentru toate lucrurile. Ne găsim timp. Și pentru familie lăsăm pe ultimul loc. Ajungem acasă, dacă mai este timp, mai alocăm timp cât o mai rămas, dacă o mai rămas. Ar vrea în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu a lăsat ca o responsabilitate pentru fiecare dintre noi familia, întâi pentru soț ca și cap al familiei. Și familia trebuie să fie locul cel mai frumos de pe pământ pentru fiecare dintre noi, locul în care Dumnezeu se coboară. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă doi sau trei se unesc pe pământ, se adună numele meu, eu sunt acolo, este singurul loc unde Dumnezeu coboară cu plăcere, dacă vreți. Acolo unde este părtășia, acolo unde este chemat și acolo unde îi se creează cadrul ca Dumnezeu să poată coborâ.
Și de multe ori, prin felul cum abordăm lucrurile sau cum abordăm părtășia, că o punem pe primul loc sau nu o punem, îl invităm sau îl neglijăm pe Dumnezeu să coboare în familia noastră. Cum să coboare dacă nu-i chemat, cu alte cuvinte, dacă nu-i creat cadru? Cum se coboară dacă noi nu avem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu? Dumnezeu nu coboară numai ca spectator, Dumnezeu coboară acolo unde este chemat, acolo unde este cântare de laudă, coboară în mijlocul laudelor. Nu numai decât să cânți. Ce înseamnă să ai și o atitudine de mulțumire, înseamnă să fii mulțumitor cu cât ți-o da, cu ce ți-o da Dumnezeu. Ar vrea să înțelegem în seara aceasta că familiile care nu au niciun timp de calitate, niciun timp alocat pentru Dumnezeu. Mă gândesc de multe ori, cum se poate ca familie creștină să n-ai niciun timp de calitate pe care să-l dedici lui Dumnezeu, indiferent că îl numim noi cântare, că îl numim citirea cuvântului, că îl numim timp în care stăm să evaluăm viața noastră de copii al lui Dumnezeu. Nu primim niciodată niciun oaspete, nu facem nimic din ceea ce Dumnezeu ne cere ca individ, dacă vreți, pe calea mântuirii. Să ne sacrificăm viața noastră, timpul nostru, casa noastră, resursele noastre, energia noastră, viața noastră, din timpul nostru. Și totuși cei mai mulți dintre noi pretindem sau avem pretenția ca într-o zi Dumnezeu să ne ducă în cer. Ori noi nu facem nimic pentru lucrul acesta, nici pe Dumnezeu nu avem loc, nu-i creăm cadru, nici nu ne sacrificăm, nici nu-L chemăm, nici nu-L băgăm în seamă, dar am pretinde ca într-o zi când Dumnezeu va veni pe nori de slavă să ne ia împărăția lui Dumnezeu, să ne ia la acasă. Cum se poate lucrul acesta? Cum pretindem noi sau cum ne imaginăm noi că Dumnezeu va veni cu plăcerile noi să ne zboare pe aripi de porumbeți prin împărăția lui Dumnezeu? Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să alocăm timp pentru familia noastră, să alocăm timp pentru copii, pentru soție, soția pentru soț, împreună pentru copii, și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că părtășia, că locul cel mai frumos de pe pământul acesta este familia ta. Asta a gândit-o Dumnezeu, nu-i părerea noastră. Este locul în care Dumnezeu vrea să coboare cu plăcere și spune că la Adam cobora în răcoarea zilei și stătea de vorbă cu el. Probabil soția se uita, Dumnezeu i-a dat înțelepciunea lui Adam să spune, uite, animalul ăsta se va chema leu. Și soția era lângă el, auzea, vorbeau, comunicau, gândeau împreună, discutau, evaluau împreună. Asta înseamnă timp. Al doilea lucru care l-am găsit eu aici ca o piedică în calea părtășiei este neînsușirea responsabilităților noastre. Dacă ne vom uita în Coloseni, în textul care l-am citit și înaintea textului pe care l-am citit, vedem că Apostolul Pavel vorbește întâi bisericii ca ansamblu, a felului cum Dumnezeu ne-a scos din lumea aceasta, ne-a făcut copii ai Lui, ne-a dat o minte nouă, ne-a scos din felul deșert de viețuire al oamenilor necredincioși și apoi încet, încetul treptat începe să ia lucrurile pe nume. Se apropie de biserică, voi sunteți sfinți, voi sunteți curați, aveți o minte și o viață, nu, trebuie să o aveți, și la un moment dat se apropie de bărbați. Pune degetul, dacă aș putea să spun, de la adunarea generală, de la părtășia generală, începe să pună degetul, am spune noi, pe individ, pe soț. Și spune, tu ar trebui să te porți așa, soția ar trebui să se poarte așa, copiii ar trebui să se poarte așa, robii sau muncitorii, dacă vreți, ar trebui să se poarte așa. Dacă pretinzi că vrei să ai părtășie cu mine, dacă pretinzi că mă iubești, dacă pretinzi că ești copilul meu, tu trebuie să te comporți într-un anume fel. Trebuie să ai un anumit set de valori după care să te comporți. Și Apostolul Pavel spune, bărbații ca și capi ai familiei ar trebui să se poarte, să aibă o relație cu soția lor în felul următor. N-ar trebui să ție mânie pe ele că din pricina asta li sunt împiedicate rugăciunile. Soțiile, la fel, la rândul lor ar trebui să-și cunoască locul pe care Dumnezeu l-a rânduit în familia lor, pentru că de multe ori din cauza că nu ne cunoaștem locul în familie, poate soțul, soția, copiii, și atunci când fiecare, poate soțul ia responsabilitățile soției sau soția responsabilitatea soțului sau copiii își neglijează părinții sau nu-i ascultă, de fapt încălcăm principiile lui Dumnezeu. Pentru că ordinea aceasta sau gradele acestea, scările acestea, cum am vrea noi să le numim, sunt puse de Dumnezeu. Copiii să asculte de părinților, nu e moft al părinților. Robii, muncitorii să lucreze cinstit. Să nu spună, lasă că nu-l îmbogățesc eu pe patron. Tu trebuie să muncești cinstit. Tu trebuie să fii soț, tu trebuie, și atunci când noi încălcăm legile acestea sau poruncile acestea lui Dumnezeu, nu facem decât să facem haos în ierarhia aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o, pentru că fiecare individ trebuie să-și cunoască responsabilitatea lui. Ori neînsușirea responsabilităților, adică fiecare să-și facă treaba, să-și cunoască locul la care Dumnezeu l-a chemat, nu înseamnă altceva decât stricarea sau necrearea unui cadru propice părtășiei. Pentru că atunci când soția intră în treburile soțului, soțul intră în alte lucruri sau nu-și face timp de copii, de familie, atunci nu înseamnă altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Uite în versetul care l-am citit, Coloseni 3:18. Cuvântul lui, nevestele să fie supuse bărbaților lor ca Domnului.
bărbații la fel la rândul lor. Fiecare categorie, dacă aș putea să spun așa, o ia Pavel apoi din biserică și începe să-i vorbească pe nume. Fiecare are responsabilitatea lui. Nu ne vom putea, spuneam anterior, scuza să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să spunem eu n-am avut timp sau eu n-am putut să-mi îndeplinesc, să creez cadrul propice părtășiei noastre din pricină că odată ce ai o familie, odată ce ți-ai însușit, dacă aș putea să spun așa, statutul acesta de tată și ai avut copii, ești responsabil direct înaintea lui Dumnezeu, spuneam. Atunci când te-ai căsătorit, trebuie să intri responsabil în căsătorie, știind că soția ta este cea pe care vei lua și va fi împreună cu tine pentru toată viața ta. Și asta înseamnă să-ți asumi niște obligații ca soț. Nu vei putea să renunți mai târziu. La noi, la credincioși, spunea cineva, căsătorie pe viață. Asta înseamnă să-ți însușești niște obligații, asta înseamnă să-ți însușești rolul de mare preot în casa ta și să inițiezi închinarea în familia ta. Asta înseamnă că dacă ești tată în familie, trebuie să fii inițiatorul timpului de închinare în casa ta, la fel cum o face probabil păstorul sau slujitorul în biserică, în familia ta ești chemat tu. Și acolo nimeni nu te va mai critica ca în biserică, că n-ai predicat bine, pentru că nu trebuie decât să-ți faci timp. Să iei Biblia copiilor și să le spui că Iisus Hristos, care a despicat Marea Roșie, poate într-o zi să dea putere și copiilor tăi, în lumea și în societatea asta diabolică, să facă față. Cine le va da putere copiilor noștri în societatea de astăzi, când mai multe lucruri sunt numite, din cele bune sunt numite rău și răul este numit bine? Cum va putea face față copilul tău? Poate tu spui că ești înțelept, că îl cunoști pe Dumnezeu, că ai prins alte vremuri în România. Vei găsi fel de fel de scuze să te scuzi că ești puternic înaintea lui Dumnezeu. Dar copiii tăi, dacă tu nu te ocupi de ei, eu nu mă ocup de ei, cum vor putea face față la școală când îi va spune că Dumnezeu a creat doi Adam și nu unul? Și le va spune multe, multe alte lucruri și va bombarda în fiecare zi. Pentru că dacă tu nu ai timp de familia ta, va veni șarpele cel vechi și își va face el timp să stea de vorbă cu cel cu care tu nu stai de vorbă. Și să se va găsi altcineva să-i explice lucrurile distorsionate așa cum a făcut-o cu Eva. Chiar crezi? Nu e așa. Și va spune adevărul pe jumătate și va spune adevărurile întoarse pe dos. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să ne asumăm responsabilitățile fiecare dintre noi care ni le-a dat Dumnezeu. Al treilea lui piedică care am găsit-o este lipsa comunicării. Dacă Dumnezeu considera că lui Adam este bine să fie singur, lăsat pe Adam singur, să nu vorbească. Dar Dumnezeu i-a făcut gură lui Adam, Dumnezeu i-a făcut un ajutor potrivit, Dumnezeu a pus-o lângă el și dintr-o dată Adam când s-a trezit a spus, iată în sfârșit, a văzut ceva pe care a admirat, pe care i-a plăcut și a început să intre, dacă aș putea să spun așa, în conversație cu Eva. Ori a comunica este un dar pe care noi nu știm să-l prețuim. Tocmai de aceea societatea și oamenii veacului acestea au găsit că una dintre pedepsele cele mai mari pentru un deținut este să stea singur, să n-aibă relații cu ceilalți oameni. Și noi de multe ori credem că asta e un har, e un statut, e o binecuvântare, să nu te streseze nimeni. Ori familia este locul, spuneam, cel mai frumos în care tu trebuie să inițiezi conversația, să inițiezi părtășia, ca să... De multe ori am observat și spun foarte mulți pastori lucrul acesta. Tinerii înainte de căsătorie vorbesc foarte mult. Discută vrute și nevrute. Vorbesc și au părtășie de un fel sau de altul foarte mult. Însă se întâmplă de multe ori opusul după căsătorie. Încep să nu mai vorbească, încep să dea din cap sau încep să lase ca lucrurile să se subînțeleagă. Dacă noi nu vom ști să avem o comunicare eficientă cu cei din casa noastră, pentru că vorbim despre comunicare, despre părtășia în familie și nu poți să ai cu cineva părtășie, sunt mut, trebuie să discuți, trebuie să... Dumnezeu când vine în biserică și are părtășie cu biserica lui, cu noi, cu sfinții, Dumnezeu vorbește. Fie că vorbește prin rugăciune, când noi conversăm cu El, vorbește prin cuvânt, vorbește prin profeție, vorbește prin darurile Duhului Sfânt, dar Dumnezeu vorbește și noi îi răspundem într-un anume fel. Îi răspundem prin Doamne, iartă-mă, îi răspundem prin Doamne, ajută, îi răspundem cu Doamne, mă pocăiesc, dar noi conversăm cu Dumnezeu, noi avem părtășie cu Dumnezeu. Ori asta Dumnezeu vrea să ducă lucrul acesta și să pornească pentru că o familie puternică, o familie care are părtășie cu Dumnezeu, va fi ușor să ai o biserică puternică. Cineva spunea că biserica, dacă vreți, este a doua familie a noastră ca și familie, adică noi ca familie, tată, mamă și copii, biserica este a doua familie. Spunea cineva, dacă mie moare soțul sau la o soție moare soțul sau la un soț îi moare soția, zice, biserica va trebui să preia într-un anume fel sarcina. Apostolul Pavel spune undeva că dacă este o vădvă în mijlocul bisericii și nu are familiar care să îngrijească de ea, este datoria bisericii să îngrijească, să aibă grijă de acea văduvă, dacă nu are cine să se îngrijească. Dacă are familia lărgită, copii, nepoți,
nepoții sau ginerii sau ceilalți poate să se ocupe. Dacă nu, biserica este a doua familie. Asta înseamnă că dacă noi vom avea familii sănătoase, vom ști să gestionăm toate celelalte conflicte, toate celelalte probleme care pot apărea în familiile noastre și lărgite. Al patrulea lucru care l-am subliniat în seara aceasta și aș vrea să mă apropii de încheiere este tovărășiile rele. Foarte multe familii greșesc de multe ori că nu știu pe cine să-și facă prieteni. Spunea cineva, dacă este o artă să știi când să vorbești și să știi când să taci, dar mai ales să știi să asculți. Ne grăbim de multe ori să vorbim, crezând că comunicare înseamnă să spunem noi ceva, crezând că părtășie înseamnă eu să spun multe, multe și ceilalți să se alinieze după mine. Ori părtășie din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă să asculți și apăsurile celui de lângă tine. De multe ori poate pot fi cicălitoare, pot fi neînsemnate, pot fi banale, pot fi să te întrebe copilul cum stă luna pe cer, spuneam altă dată, pot să te întrebe lucruri care te enervează și te întreabă de 7 ori. Dar dacă tu nu-i spui, cine-i va spune? Pentru că toate lucrurile acestea s-au născut prin întrebări. Omul și-a pus întrebare, oare cum e cu stelele, oare cum e cu luna? Și a început să cerceteze și pe baza curiozității, a întrebărilor pe care și le-a spus, a început să afle răspunsuri. Ori dacă copiii tăi vin la tine și spun întrebări și tu n-ai timp pentru ei, tu nu le răspunzi, cine vrei să le răspundă? Le va răspunde altcineva, dar nu-ți va plăcea când va veni copilul acasă și va spune că el știe sigur că noi ne tragem din maimuță. Și dacă noi nu le spunem că noi suntem copii al lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, cu natura aceasta, cu dorința aceasta să-L cunoaștem mai mult pe El, să ne cunoaștem unul pe celălalt, că avem nevoie unul de celălalt. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu, mai bine doi decât unul, că dacă se întâmplă unul să cadă, adică în familie, în părtășie, nucleul acesta în care trebuie să fie un cadru intim, în care e prezent Dumnezeu, în care putem să ne rugăm cu voce tare lucruri care nu le putem ruga în biserică, în care putem să ne spunem lucruri care nu le putem spune la nimeni din biserică, nu-i Dumnezeu acolo și noi nu creăm acel cadru intim în care să locuiască Dumnezeu, care să nu ne fie frică de nimic, că nu ne ascultă nimeni decât Dumnezeu și suntem siguri că Dumnezeu coboară. Și Dumnezeu știe adresa casei noastre, coboară acolo la patul nostru. Și să fim convinși de lucrul acesta, că avem un loc în casa noastră în care Dumnezeu coboară. În care să știe și copiii, să ne facem timp. Tu trebuie să știi ca tată, ca mamă, cu ce probleme se confruntă copiii tăi. Tu trebuie să știi neajunsurile lor, să știi ce ambient au la școală, să știi ce au în telefonul lor, să știi ce au în computerul lor, să știi ce au în mintea lor. Nu știu cum trebuie să o faci. Dar Dumnezeu te va lumina dacă îi vei cere, pentru că acolo unde coboară Dumnezeu, coboară înțelepciunea, acolo unde coboară și în casa în care e Dumnezeu, este lumina, este priceperea lui Dumnezeu și dacă ești un om al lui Dumnezeu și îi faci lui Dumnezeu loc lângă tine, vei afla și cum să-ți duci copiii lui Dumnezeu, pentru că cine pornește pe calea lui Dumnezeu, nu-i trebuie multă minte, spune Cartea Proverbilor, să găsească calea și să meargă pe ea, nu prin înțelepciune să merge pe calea lui Dumnezeu. Să ajungi în împărăția lui Dumnezeu sau să mergi pe calea lui Dumnezeu, îți trebuie dependență de Dumnezeu. Este o grupare creștină care o numim noi în România Menoniții. Această grupare creștină, spunea un pastor, ascultam odată o predică, că la ei, în gruparea lor, fetele au voie să lucreze până sămărite, până în ziua nunții. După nuntă, familie, copii și soț. Una dintre problemele care le întâlnim și probabil noi, mai ales aici în diaspora, începem să o simțim tot mai mult, este că de multe ori copiii noștri sunt ținuți cu câte 10 fete și nu mai știu care e mama, care e tata și nu mai știu care e parametrul după care se ghideze, nu mai știu care este ordinea lăsată de Dumnezeu în familie, nu mai știu cine e autoritatea în casă. Și de multe ori se trezește mama, tata și vede că copilul lor ascultă mai bine de o anumită fată care e în casă decât de el ca mamă și ca tată. N-aș vrea să fie o mustrare, să fie o jenă. Dar noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta că Dumnezeu într-o zi, când ne va întreba de copiii noștri, noi nu vom putea să arătăm cu mâna spre nimeni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi vom amuți când Dumnezeu ne va pune întrebări, să ne ceară socoteală de lucruri pe care noi le-am făcut. Noi nu vom mai găsi justificări. Ca robul acela care nu avea haina de nuntă, nu vom putea găsi justificări că muncim mult, că o trebuie să ne terminăm casa, că o trebuie să ne plătim ratele. Spunea un pastor, dacă ai făcut copii, crește-i și crește-i nu cum vrei tu și nu cum îți place alții, nu să moară alții de ciudă, nu să-i faci numărul unu, ci crește-i pentru împărăția lui Dumnezeu. Crește-i să știi sigur că dacă vei pleca într-o zi și nu te vei mai întoarce, vor rămâne în calea așa cum erau fiii lui Recab. Mi-a spus tata că noi nu avem voie să bem vin și așa facem.
Chiar dacă nu înțeleg tot ce a spus el, dar tata însemna un stâlp în casă pentru noi. Și asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să avem capacitatea, trebuie să avem timpul necesar, trebuie să găsim resursele necesare în nucleul acela frumos care se numește casa noastră, să-L chemăm pe Dumnezeu, să putem să așezăm lucrurile în ordinea cerută de Dumnezeu, ca să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu-i complicat din punct de vedere a pune în practică părtășia cu Dumnezeu, în sensul că nu știm cum să o facem, ci e complicat pentru că de prea multe ori ne complacem în multe alte lucruri care au devenit mai satisfăcătoare, confortul, luxul, pretențiile, mofturile, și adunăm o grămadă de lucruri care nu sunt de folos și pierdem prin valorile veșnice. Copiii, soția sau soțul, sau ne neglijăm lucrurile acestea care sunt create pentru eternitate, că noi nu suntem muritori, noi suntem dintr-o altă țară, dintr-o altă lume, noi suntem trecători pe pământ, suntem străini și călători, dar de prea multe ori ne-am prins de multe lucruri cu amândouă mâinile și nu ne putem dezlipi de ele. Haideți să ne gândim mai mult, că mai este puțin și vine Domnul Iisus Hristos. Toate evenimentele, toate lucrurile din jurul nostru prevestesc că e puțin, foarte puțin, și Domnul Iisus Hristos va veni și vrea ca mireasa Lui să fie pregătită pentru El. Vrea ca tu, ca soția ta, copiii tăi să nu fie ghidați și învățați după lumea aceasta, să păstrăm pasul cu lumea, cu moda, cu standardul de viață pe care îl vedem în Italia sau în România sau la televizor sau unde vrei tu. Ci noi avem cuvântul lui Dumnezeu și dacă vrei ca să ai copiii lângă tine, dacă vrei să te poți bucura și când vei fi bătrân și când vei fi la poarta cetății și nu vei mai putea să vezi prea departe, dar să fii mândru că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și ai putut să te ții de puține reguli, de puține lucruri, dar ai copiii cu tine, ai valoarea cea mai scumpă, poți repara multe lucruri, poți pierde multe lucruri și le poți câștiga din nou. Dar dacă am pierdut cei mai scump, cei mai valoros, dacă am pierdut din mâini copiii, familia, nucleul, suntem cei mai nenorociți oameni. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să putem să rămânem statornici lângă El, să putem aloca timp de calitate pentru familia noastră, să avem părtășie, să putem să ne însușim responsabilitatea noastră de tată, de mamă, de copil, de muncitor, dacă vreți, ca astfel să nu încălcăm principiile lui Dumnezeu, să nu încălcăm regulile, ca fiecare individ să-și vadă de treaba lui, de casa lui, de responsabilitatea lui, de chemarea lui, și astfel părtășia va putea să devină una ușor de chemat numele lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată coborî cu plăcere. Să avem comunicare în familia noastră. Este nevoie de timp, frați și surori. Este nevoie ca în fiecare seară să stai lângă copiii tăi, să le citești din Biblie, să le spui despre Avram, să le spui despre Adam, să le spui despre oamenii sfinți care au murit pentru Iisus Hristos, dar s-au meritat, pentru că într-o zi cu acel Adam, cu acel Avram ne vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, să avem grijă la tovărășiile rele, indiferent că sunt prieteni de familie, indiferent că sunt prieteni de ai copiilor noștri, indiferent că sunt încuscriri cu de un fel sau de altul, noi trebuie să avem grijă pe cine ne facem prieteni, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că prieteniile rele strică obiceiurile bune. A ne face prieteni oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care nu iubesc casa lui Dumnezeu, care nu iubesc timpul de părtășie cu Dumnezeu, înseamnă că încetul, încetul să ne tragă și pe noi la vale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că puțin a luat dospește toată plămădeala. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor, și cu aceasta aș vrea să închei, că cine își tulbură casa va moșteni vânt. Adică atunci când nu știi să pui lucrurile în ordine, ca lucrurile să meargă corect și nu-ți trebuie multă înțelepciune, vei moșteni vânt, vei rămâne cu mâinile goale. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, putere, să putem să avem o biserică, aș putea să spun, în casa noastră, să avem părtășie în familia noastră cu Dumnezeu, să avem părtășie cu soțul, cu soția, cu copiii, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.